Fondatorul Bismobil Kitchen, Mihail Șaran, a fugit din arest la domiciliu și este căutat de poliție. Bărbatul și-a scos brățara GPS prin intermediul căreia era monitorizat și a plecat cu mașina avocatului său înainte ca judecătoria Ciocana din Chișinău să îl placeze în arest preventiv pentru 30 de zile. Informațiile au fost comunicate de Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Avocatul lui Mihail Șaran, Aurel Grosu, susține că mașina nu i-a fost furată și că nu era la curent cu decizia clientului său. Demersul procurorului de a-l plasa pe învinuitul Mihail Șaran din arest la domiciliu în penitenciar a fost examinat vineri dimineața la oficiul Ciocana al judecătăriei Chișinău. Șaran s-a prezentat de dimineață la ședința de judecată, însă nu a mai venit atunci când magistratul a pronunțat decizia de a-l plasa în arest. De altfel, în acest timp, învinuitul a reușit să ia mașina avocatului său și să fugă într-o direcție necunoscută. Procurorii susțin că, înainte de a fugi, învinuitul a rupt copt electronică prin care era monitorizată de oamenii legii, apoi a aruncat haina în care era îmbrăcat ca să nu fie recunoscut și a plecat cu automobilul avocatului. Acesta, la rândul său, ne-a declarat că nimeni nu i-a furat mașina și că, de fapt, fondatorul Bismobil Kitchen ar fi plecat acasă pentru că se simțea rău. Avocatul Aurel Grossu ne-a mai povestit că i-ar fi zis învinuitului să stea acasă și că nu era la curent cu deciziile lui. Oamenii legi au mers să verifice locuința lui Mihail Sharan, dar nu l-au găsit acasă, acum el este căutat de polițiști pentru a fi reținut. Instanța a decis ca Mihail Șaran să-și petreacă următoarele 30 de zile în arest la penitenciarul 13, după ce bărbatul a încălcat restricțiile și a comunicat cu câțiva figuranți în dosarul său. Demersul procurorilor urma să fie examinat joi, însă ședința a fost amânată la demersul avocatului, motivând necesitatea audierii unor martori. Inițial, Șaran a fost reținut la aeroport în data de 19 ianuarie curent, când ar fi avut bilet spre Moscova. La Etapa actuală a investigațiilor, prejudiciul estimat constituie circa 40 de milioane de lei de la 158 de victime din Moldova.